Care și-a dedicat în totalitate viața acestui sport de contact, kickboxing K1, Thai box. Cristi Milea l-am văzut de când era mai junior, acum are o vârstă de seniorat. A urmărit evoluția prin rezultate care le-a avut și prin ascendentul pe care l-a avut în ring. Cristian Milea, pentru mine cel puțin cel mai bun partener de sparing, are viteză și reacție imediat după atacurile mele, ceea ce mă ajută pe mine să mă dezvolt în apărare. Se vede acest nu sacrificiu, că sacrificiul o să facem, deci dăruire și tehnica bună și loviturile care le-a aplicat. Sunt mândru. Am urmărit acest meci și sunt fericit. Iarăși ne vedem, de câte ori ne vedem, ne respectăm, pentru că oamenii care fac performanță au rămas cam puțini. L-am cunoscut cu foarte mulți ani în urmă, la o preselecție, pe care au fost aproape 60 de copii și a fost singurul care a rămas să meargă pe acest drum mai departe. Un drum care este foarte greu, dar îl facem cu deosebită plăcere. De mic, ca oricare copil, am visat să ajung ca luptătorii de pe la televizor, să mă pot lupta în modul acela. M-am apucat de acest sport de la vârsta de 11 ani și iată că am avut răbdarea și dorința de a ajunge până aici și să obțin rezultate bune. A luptat de la categoria 30 de kg de când era mic copil, a ieșit campion național la copii, campion național la junior, campion național la senior, după care a urmat preselecția lumea profesionistă la Local Combat. S-a calificat cu cea mai mare notă, după un parcurs de aproximativ 65 de meciuri la profesioniști, din care a câștigat 55 de meciuri, pot să spun că în România este numărul 1. Acum un an jumătate a boxat pentru titlul WKF la centura profesionistă, în care l-am vins pe Elson Ferreira Gante în runda a patra prin knockout. Antrenorul meu este persoana care m-a adus până aici, a fost lângă mine întotdeauna, m-a susținut, este ca un părinte pentru mine, nu am să-i reproșez absolut nimic și cred că împreună cu el o să ajungem la nivelul cel mai înalt. Păi Florin Mână îl cunosc cam de vreo 25-26 de ani. Întotdeauna a fost un patrimit al artelor marțiale și cu principiile foarte sănătoase, foarte bune, de adevărat practicant de artelor marțiale. Uite-te jos de piciorul gap! Apără-te bine, atât are, că-ți iau de dreapta, super bine! O picare, căzut, Cristi! Căzut, Cristi! Căzut cu dreptul pe costă! Căzut cu dreptul! Stânga sus! Îmi pare rău că nu am urmărit câțiva buni elevi de-ai lui care în decursul timpului lor au scos rezultatele bune, dar acum îl cunosc pe Cristi și sper să continuă așa cu rezultatele bune și să nu uite că asta este doar un început, încă ne-a ajuns la apogeu. Plăcerea de a lupta în sistemele de kickboxing de K1, care a insuflat-o antrenorul lui, Mână Florin, l-a determinat să continue și dorința de a cunoaște fiecare părticică a jocului, ca să spun așa, între ghilimele, a luptei,
l-a motivat tot timpul. El fiind un băiat foarte serios, muncitor, că numai prin muncă se poate ajunge, chiar dacă ești talentat. Este și talentat, dar are și calitățile de a munci. Și în felul acesta a reușit să treacă de obstacolele care au apărut și care sunt inerente în artele marțiale în general, apoi în artele marțiale făcute și în România. Sunt mai multe meciuri care m-au impresionat, adică ultimul meci mi-a plăcut cel cu Bădoi, când a dat knockout acela cu piciorul exact pe contra ce spuneam, atenția și reacția de după atac. Pentru el nu este greu, că este foarte atent în meci și foarte, foarte calm și calculat, se uită după fiecare greșeală adversarului. Am reușit în marea parte a meciurilor să îmi pun adversarul jos prin lovituri de uppercut la ficat. Cu atât mai mult am reușit și cu picioarele să fac foarte bine tehnica. Cum am reușit și în ultimul meci pe care l-am avut pentru titlul național local combat, am reușit un knockout cu o lovitură la cap. Când alții bea și mănâncă, noi suntem până săli, până munți, până soare, sau cum se spune, ascunși. Nu știu lumea că ne pregătim o competiție din asta mai mare, cu, cum se numesc asta, cu stagii de pregătire, care noi nu știm, n-avem sărbători, n-avem sâmbete, n-avem duminică și slăbire. Și foarte greu. Ar trebui investiții în acești oameni care fac aceste rezultate bune. În primul rând trebuie să renunț la multe chestii care alții le fac. Mâncăruri, alimente și sucuri și alte cele care alții chiar le fac. Tu nu poți să faci chestia asta, că trebuie să te ții de treabă orice îți dăunează. Ca sportiv e foarte atent cu absolut tot ce mănâncă, mai atent ca mine chiar. Ajung și la 3 și la 4 antrenamente pe zi și antrenamente nu neapărat fizice, cât și psihice. Deci pot să spun că este foarte greu să ajungi undeva sus dacă nu muncești. Este un potențial care încă nu și-a dus ultimul cuvânt nici pe departe și sper de toată inima ca promotorii care, împreună cu antrenorul care se ocupă de el, să-l promoveze și mai mult către, în afară de galele care sunt foarte, foarte urmărite de local combat și în celelalte sisteme, circuitul mondial unde a și câștigat centura, unde și sunt și alte sisteme, VACO sau cele din Muay Thai chiar, care îl pot aduce o experiență și îi pot întregi palmaresul în carieră. Meciul pentru centură a fost, nu pot să spun că a fost ușor, am câștigat într-un final, în a patra repriză am reușit să-l înving pe adversar prin knockout și pot să spun că a fost un premiu și un cadou pentru mine care mi l-am dăruit și l-am dăruit tuturor fanilor mei după 13 ani de muncă. Viteză, perseverență și maxim de seriozitate și dorință mult pentru victorie. Din punctul meu de vedere, viteza, reacția de după atac și seriozitate. Studiez foarte mult luptătorii care sunt la cel mai înalt nivel. Spre exemplu, Giorgio Petrosian, care este în vârf și este campionul lumii. Remi Bunianski, spre exemplu, are lovituri spectaculoase de genunchi. Încerc și eu să fac în stilul meu același lucru. Vreau să am o continuitate în ceea ce fac, să demonstrez și să las ceva în urmă, să demonstrez că sunt un sportiv care își merită numele și să demonstrez că sunt valoros. Iar obiectivul meu, ce pot să spun, vreau să ajung cel mai bun la categoria mea în țară. Deocamdată dețin centura europeană la WKF, la Federația Europeană, și aspirăm și la o centură mondială.